Bună seara, stimați conaționali! Vă mulțumesc frumos că sunteți în fața micului ecran, la postul de televiziune 6 TV, care transmite cu generozitate în fiecare duminică la 20:30 emisiunea Valori Euroatlantice. Un titlu, un generic, care se justifică, că acum când alții vor să ne impună valori ale unor altor populații, a unor alte religii, sigur, sunt religii care trebuie respectate în țara lor, iar minoritățile care sunt pe teritoriul țării noastre trebuie să se bucure de tot ceea ce asigură Constituția României. Totuși, lumea în care trăim, și aceasta este tema emisiunii din această seară, este una complexă. Din cărțile numeroase care ne-au atras atenția în ultimele 7 zile, am ales câteva. Și prima dintre ele se referă la ceea ce se întâmplă de o manieră, aș spune eu, interesantă într-o anumită porțiune dintre America de Nord și America de Sud. Este vorba de scandalul provocat de o firmă din Panama. Pentru a elucida acest prim dosar de 25 de minute din emisiunea Valori Euroatlantice, am invitat aici trei membri ai Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică. În primul rând pe domnița dr. Alba Popescu, care s-a reîntors recent din Statele Unite ale Americii. Să rămână și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! În al doilea rând, pe un greu al Serviciului Militar de Informații, generalul rezervă Stan Petrescu. Am onoarea să vă salut! Am onoarea să vă salut și mulțumesc pentru invitație! Și pe un tânăr promițător, un om preocupat de aspectele de geopolitică, un blogger la Adevărul, este vorba de conaționalul Răzvan Munteanu. Bine ai venit, Răzvane! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și pentru că ai venit, aș vrea să ne spui părerea ta despre ceea ce se întâmplă în Panama și din Panama ecoul de ajung până în România. Panama Papers, acest, să spunem așa, nou mare scandal care a apărut în mass media internațională, este de fapt un eveniment care a început cu un an de zile în urmă, atunci când a avut loc mai multe scurgeri de informații către un ziar german, pe baza cărora s-a făcut anumite investigații și s-a ajuns la concluzia că celebra firmă Mossack Fonseca a susținut peste 200.000 de companii offshore, ajutându-le să spele mai multe sume importante de bani în statul Panama. Rămâne de văzut care vor fi implicațiile acestui scandal. Până la urmă, în momentul de față, din sursele deschise pe care avem la dispoziție, nu putem decât să facem speculații. Nu putem trage cu adevărat... Nu putem să facem o afirmație de genul e vorba de o situație legală, dar imorală? Sigur, putem vorbi de acest lucru, să nu ne uităm mai și să dăblă Statele Unite ale Americii, unde mari multinaționale au ascuns bani, evitând sistemul de taxe, prin spălarea acestora în Panama. Și, până la urmă, este moral acest lucru când tu ceri statului american. Și vorbim doar de aceste companii. Să se asigure pașii la nivel mondial. Să se asigure posibilitatea de a face comerț cu alte țări. Să se asigure stabilitate regională și multe alte aspecte. Mai apoi, am văzut destul analize care critică și atrag atenția asupra sistemului de taxe din SUA, implicit în Nevada, care este foarte permițător și permisibil privind ascunderea sumelor de bani pe care marile multinaționale le obțin din acțiunile pe care le fac. Și, pe urmă, s-a adus în discuție moralitatea. Este moral ca un muncitor de rând sau firme IMM-uri, mici și mijlocii, să-și plătească taxe în timp ce mari giganți economici să evite acest lucru? S-a adus în discuție dovezi privind lideri importanți totodată, precum Vladimir Putin, Xi Jinping. Nu cred că vor fi afectați, cel puțin Vladimir Putin, la ora actuală. Ca să fim corect față de telespectatori, în momentul în care noi realizăm emisiunea, sunt simple anunțuri. Sigur. Din vorba de trimiteri la o serie de personalități din preajma lor. Exact, exact. Dar chiar dacă s-ar dovedi acest lucru, nu cred că este o notate pentru nimeni că un lider de stat precum Vladimir Putin ar putea să dețină o sumă de bani, 2 miliarde de dolari să vii. Dar să luăm un caz concret, dovedite. Vorba cazul premierului Islandei, a cărui soție are acolo... Acolo este un alt caz, chiar ce a anunțat demisia premierul Islandei, deși inițial a negat acțiunile și a spus că nu va face acest pas. În schimb, lideri precum Vladimir Putin nu pot fi afectați din multe puncte de vedere și, până la urmă, populația
percepe astfel aceste lucruri, să fim serioși. Nu surprinde pe nimeni că Vladimir Putin ar deține 2 miliarde de dolari în Panama. Chiar să știți că sunt site-uri de umor cotidian de la noi în țară care îl organizează pe Putin pentru mica sumă pe care o deține în acea zonă. Deodată, alți lideri, să ne uităm și la David Cameron, tatăl său fiind unul dintre personajele cheie care au lucrat cu această firmă, ar putea fi afectați. Liderii statelor occidentale pot suferi, capital electoral pot ajunge să-și dea demisia, am văzut cazul Islandei, mai puțin în state precum Federația Rusă, precum Republica Populară Chineză, nu cred că se va ajunge la astfel de scenarii. Stimate conaționali, sunteți un om care vă plac esențele tari. Pe blogul de pe Adevărul scrieți scurt, la obiect căutați ideile. Care ar fi cheia acestei noi afaceri? Rămâne de văzut și vă spun în ce cauză. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat când au apărut documentele Wikileaks. Vorbeam de mari dinamici geopolitice, mari schimbări de lideri. Nu s-au petrecut aceste lucruri în esența lor. Ce s-a întâmplat după scandalul Edward Snowden? Nu au fost mari mutații la nivel geopolitic sau la nivel politic al unor state. Rămâne de văzut. Orice scenariu pe care luăm acum în calcul, rămâne scenariu și dacă am trage o concluzie de pe acum, am fi doar pripiți. Din punctul meu de vedere. Domniță Alba, v-ați întors din Statele Unite. Iată modul în care o televiziune importantă de peste ocean reflectă acest caz. Sigur, înainte de a accepta invitația, mi-a spus și aveți dreptate că multe dintre afirmații nu sunt dovedite. Dar cu experiența dumneavoastră privind ritmul vieții societății americane, cum percepeți această dezvăluire care afectează și Statele Unite și America? Președintele Statelor Unite, Barack Obama, chiar a făcut declarația că trebuie luată în calcul această tendință de a evita sume mari de bani să fie taxate de către stat. Există două planuri ale acestui fenomen. Odată este cel pe care l-ați anunțat dumneavoastră, adică problema legalității, da. Este legal să deschizi aceste offshore-uri. Ce înseamnă offshore? Înseamnă o firmă în afara graniței. Este absolut normal, legal. Este imoral. Da, este imoral. Este imoral pentru toată lumea, pentru că normal, este absolut firesc să dai ceva înapoi societății în care trăiești. Dar, desigur, nu poate fi pus în discuție în cazul unui businessman care dorește să-și maximizeze profitul. Însă, este imoral când este vorba despre un om politic, cum spunea colegul nostru Marius Văcărelu, într-o analiză pe care am citit-o aseară și pe care am găsit-o foarte bună. Deci, imoralitatea din această perspectivă. Dar mai există un alt plan, care este un plan foarte grav și care se referă la condițiile pe care le oferă aceste offshore-uri depozitelor. Și anume, uitați pe unul dintre cei doi stăpâni ai transparenței. Unul dintre cei doi stăpâni ai firmei respective care spune că totul e legal, nu sunt probleme, s-au achitat. Da, sigur, totul este legal, doar că există această problemă a transparenței. Deci, nu se știe cine este titularul contului, nu se știe cine se află în spatele acestor firme, da? Și a doua problemă este cea legată de sursa de proveniență a banilor. Pentru că acolo, așa cum spunea, de exemplu, domnul ministru de la noi, domnul Achim Irimescu, într-o, mă rog, o afirmație care a fost primită cu foarte mare surprindere în România, cum, domnule, să iasă un camion cu 36 de miliarde de euro din țară. Eu nu spun acum că este real sau nu, dar într-un astfel de offshore acest lucru este posibil. De ce? Pentru că într-un astfel de offshore există bănci care funcționează pentru o zi și care au scopul de a efectua o tranzacție, după care dispar. Rostul care este de a introduce în circuitul bancar al banilor albi acești bani murdari proveniți din activități criminogene. Să ne uităm și tot dumneavoastră să-mi explicați. Avem aici un filmuleț pe care l-a difuzat cotidianul britanic The Guardian și a reconstituit modul în care unul dintre apropiații lui Vladimir Putin face parte din acest sistem de transfer de bani din ceea ce aș numi Banca Națională a Rusiei, în folosul unor terțe persoane. În filmulețul respectiv se vorbește de fica lui Putin. Nu este prima acuzație de acest gen. Au existat, de fapt, documente privind aceste rețele de spălare de bani originare din Rusia, în care erau
capetele aveau legătură cumva cu serviciul secret, cu FSB-ul, în care, din care făceau parte judecători, companii și așa mai departe. Dar pe vreau ecran să dansează mai, fica lui Putin. Vreau să mai punctez un lucru și cred că aici de fapt va fi marea lovitură. Asta aștept eu să apară. Faptul că la un moment dat vor apărea acele rețele care finanțează terorismul. Pentru că aici este, de fapt, marea cheie. Interesantă a problemei. Interesantă afirmație. Cum o motivați? Păi, cum ne putem explica altfel această cum să spun, explozie a terorismului și această eficiență a statului islamic? Cum ne explicăm ceea ce se întâmplă în nordul Africii? Acest val migraționist, de unde vin banii? Cine este în spatele acestor finanțări? Deci, aceste cont, de fapt, ce s-a întâmplat? S-au dat titularii conturilor. Și dându-se titularii conturilor, există posibilitatea să se efectueze verificări, pentru că întotdeauna știm, nu? Ca literă de lege într-o investigație, urmărește firul banilor. Iată, suntem pe firul banilor. Deci eu mă aștept să apară niște... Sau ca să vă dau replică în stil francez, cherchez la femme, caută femeia. Corect, că tot o femeie este, mă rog, oficial este o problemă amoroasă. Nu știu, cred că e o chestie de picanterie. Cherchez la femme, dar deocamdată să-l căutăm pe domnul general cu experiența dânsului. Este o operațiune a serviciilor secrete care acum au găsit momentul să debauleze toate aceste date, care între noi fie vorba sunt cunoscute și de luna trecută și de acum două luni și brusc s-a găsit acum momentul decantărilor. Avem pe ecran, stimați telespectatori, momentul în care cel care a fost premierul Islandei, acceptă niște întrebări de la jurnaliști și o să-l vedeți că enervat se ridică și va pleca, pentru că i s-au pus întrebări legate de soția lui, care este în imagine pe ecran în dreapta. El a susținut că totul e ilegal, dar opinia publică l-a determinat și manifestațiile care o să le vedeți mai încolo să demisioneze. Opinia noastră, domnule general? Opinia mea, mai întâi contextul. Aceste firme s-au dezvoltat foarte mult după anii 1990, urmare unor avantaje oferite de digitalizarea comunicăților, de posibilitatea transferului de sume bancare cu ajutorul acestor sisteme de comunicații, indiferent cât de securizate este ele, în viteză mare, în orice cantitate, etc. 2. Odată cu apariția unor mari comunități de state din considerente economice, din considerente politice și economice, să luăm Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, care a ajuns cel mai mare actor economic pe lângă cel politico-militar, a rupt barierele politice ale statelor suverane, astfel că frontierele economice au devenit fără limite. În condițiile acestea, capitalurile și serviciile și oamenii se mișcă liber, în condiții extrem de și informațiile ușoare. Foarte rapid, și mai ales informațiile cele secrete. Foarte rapid. 3. Informațiile au devenit pletorice în lumea de astăzi, adică supraabundente. Așadar, trebuie să existe mijloace tehnice de a le colecta, de a le depozita, de a le decodifica, de a le citi, de a le interpreta. Cei care dețin aceste mari cantități de informații nu poate să fie decât state foarte puternice. Aș vrea să fac doar o mică prezentare a acestui NSA, National Security Agency, un fel de frate geamăn al STS-ului nostru, dar deosebirea este enormă. Imaginați-vă că această clădire... Sunteți un generos, nu cred că STS-ul e la... Imaginați-vă că această clădire... La înălțimea, cu tot respectul numai, pentru numai unii... Numai culoarul principal are o lungime de 2 kilometri. Este apărat de cele mai puternice geamuri de securit, unde nu pătrund gloanțe mai mari de calibru 14 și în fiecare zi consumă peste 500.000 de galoane de apă. Imaginați-vă ce personal există acolo. Și au și o deviză. O deviză care sună cam așa. Nu există undă herțiană care să fie emisă pe pământ, sub apă, fără să fie neregistrată și necodificată și neinterpretată de această agenție. Deocamdată avem pe imagine codificate și înregistrate la liber mulțimile care au cerut și au obținut demisia premierului Islandei, dar alte demisii n-am auzit până acum. Sigur că da, este o societate mai matură decât a noastră, este o altă cultură, cultură scandinavă, unde onestitatea este pe primul loc și acesta n-a așteptat să-i spună un președinte să plece sau a văzut pulsul străzii și a plecat simțindu-se vinovat și lucrurile s-au tranșat rapid. Revenind la această instituție despre a cărei deviză am spus adineauri că asta este,
este și racordată la cel mai mare sistem de supraveghere a globului Echelon. Imaginați-vă globul înconjurat de 6 triunghiuri sau încastrat de 6 triunghiuri echilaterale, în vârful fiecăruia existând un satelit care bandează Pământul. Iar aceste informații zilnice se depozitează în cele mai mari sau supercalculatoare răcite cu sodiu lichid, acum nu știu cu ce Dumnezeu le-o mai răci, în măsură să furnizeze informații, toate modificările de pe suprafața Pământului și din apă, le știe acest NSA. Așadar, și în cazul Wikileaks-ului, cum a spus Răzvan, ca și în cazul lui Edward Snowden, în spatele acestor așa zise trădări, până în ghilimele, se ascunde și o uriașă armă a dezinformării. Pentru că statele puternice... Apropo de dezinformare, tot dumneavoastră să continuați, avem pe ecran un documentar interesant de vreo 8 minute realizat în India, care arată că aceste conexiuni cu Panama sunt de ani buni. Și au refăcut o reconstituire. Când s-a permis să plece banii în afară, când nu s-a permis, sunt niște scheme interesante pe acest video, de aia l-am și pus, ceea ce arată că, de fapt, rețeaua din Panama a acoperit-o globul. Sigur, s-a globalizat și mai ales că era o vechime de vreo 40 de ani, exact. Iar fondatorii sunt un fiu unui neamț fugit din Germania și un argentinian cu un nume foarte frumos, Garcia Mauricius, și au pus la cale de a înființa această firmă. Ele sunt perfect legale, aceste offshore-uri sunt perfect legale. Sigur că există un secret al informațiilor și un secret al afacerii. Dacă afacerile s-au globalizat, nimeni nu-i poate împiedica. Însă două aspecte sunt aici. Este vorba de oamenii banilor de afaceri. Dacă îi fac în mod legal, singura ilegalitate este aceea că ocolesc statele suverane. Ele și-au pierdut o parte din suveranitate, cum am spus, ca urmare globalizării și nu mai pot avea controlul asupra de unde să-și tragă și ei taxele, pentru că, în fond, și imoralitatea acestui proces constă în faptul că acei bani ar fi trebuit să rămână în statul de unde i-a câștigat. Dar potrivit principiului omului bogat, știți care este acesta? Să fie și mai bogat, iată că fac aceste transferuri, le reinvestesc în alte părți pentru a obține profituri foarte mari. Deci imoralitatea aceasta definită pentru oamenii de afaceri. Observați, imoral un moment, și... observați cum schema de pe ecran cu banii care se scund în India se cam aplică și în România. Același traseu, aceleași ținte, aceleași modalități. Aceeași filozofie. Guvernanți diferiți, dar filozofia e similară. Banii n-au miros, ei au o singură valoare intrinsecă și știm la ce folosesc, nu? Folosesc de la divertiment până la războaie, de la drame până la fericire. Așadar, pentru oamenii politici, chestiunea este și ilegală și imorală. În primul rând, oamenii politici, mă refer la cei de la vârf, care au în spate povara unui stat sau unui popor, sigur că încalcă cu bună știință și în mod crud, în mod brutal, raportul dintre el și poporul care l-a trimis acolo ca să-i reprezinte. Și dacă te-a reprezentat, să devii și hoț la nivel național, de aici este foarte dureros, iar pedepsele penale ar trebui să fie neîngăduitoare. În unele state, cred că se practică și pedepsa cu moartea. Mă gândesc dacă China va continua cu cercetarea și va da de vinovați, sigur că victimele nu vor scăpa nici sub ștreang, ci decât pe stadioane. Și în România? În România, noi suntem o țară europeană cu experiență în materie de drept destul de lungă. Suntem un popor tolerant, un popor creștin. Noi am fost cei din tâi care am scos pedeapsa cu moartea, plecând de la principiul filozofic și creștin, că ceea ce nu-i poți lua omului ceea ce nu-i poți da, adică viața. Așa că îl închidem. Iar aici pedepsele sunt graduale, avem un cod penal permisiv. Și ușor îngăduitor, pentru asemenea infracțiuni care, acele infracțiuni care sunt săvârșite de demnitari, de înalți oficiali, de oameni politici, ar trebui să fie, dacă vreți, asociate crimei. Pentru că a fura 3 sau 4 miliarde din visteria unui stat, asta înseamnă că pui într-o situație subsecventă de sărăcie mii și mii de oameni. Îi lipsești de educație, îi lipsești de un anumit nivel de trai. Ori asta echivalează, dacă vreți, cu o crimă. Și atunci pedepsele trebuie să fie reprimarea actului de corupție, reprimarea asemenea infracțiuni, trebuie să avem legi penale foarte aspre. Iată că Statele Unite ale Americii și revin aici, în condițiile acestei mari dezvăluiri făcute de cele 171 de agenții de presă. Nu s-a amintit aici de faptul că sunt implicate în această afacere vreo 500 de bănci cu filiale și subfiliale. Deci este globală această afacere și ea rentează pentru că se mișcă bani din zone unde merg afaceri, între alte zone
să retrag de unde nu merg afacerea și iată pe tot pământul aceste afaceri profită celor care dispun și de informație și de bani. În sfârșit, vorbeam de Statele Unite. Mai puțin apar dezvăluiri aici, în cele 1 milion și ceva de documente despre Statele Unite ale Americii. Iar discursul președintelui Statelor Unite a fost între o ușoară toleranță, îngăduință și așa o chestiune că este imorală și că și așa mai departe. Eu cred că este opera unui mare serviciu cu mare putere de penetrare în rețelele acestea de informații. Am scap în numele. Și sigur că ținta este extrem de bine aleasă. Se pare că sunt mai multe ținte. Ori fi mai multe ținte, eu mă refer, dar generic finanțe, bani. Și pentru a arăta lumii anumite regimuri politice, anumite zone de cultură, anumite părți ale globului, unde anumite categorie de presă prezintă o anumită imagine, o anumită stare, în realitate, dincolo de această cortină ușor toaletată, frumos, se ascund, iată, niște caractere. Eu vă ascult cu plăcere, dar telespectatorul se întreabă și cu ocazia asta vă întreb și eu, referirile la România, la o listă cu zeci de persoane, vi se par credibile? Păi nici România nu putea să facă excepție de la regulă, excepție, nu? Atâta timp trebuia să avem și noi faliții noștri, s-au liberalizat capitalurile și faptul că în 20 ceva de ani nu puteam să căpătăm o experiență în materie financiară și în materie de afaceri în așa fel ca statul să asigure în condiții foarte bune bugetele și mai ales cum sunt atacate, agresate și mulse acestea. Așa că oamenii... Puteți să mă ascultați o clipă? Vă rog. Deci sunteți general în rezervă. Deci politicienii noștri spun că nu sunt bani pentru o armată. De-abia în 2017 le vom asigura 2%. După ce la summitul NATO de la Varșovia, asupra căruia vom reveni ca subiect, ai noștri vor spune doar ce vor să facă. E foarte frumos. De la ca să avem concoace ce vor să facă. Însă problema este, deci, n-au bani pentru armată, deci n-au bani pentru pavăza statului european numit România, așa cum este el acum, nu cum era în perioada interbelică, că și aici e o altă istorie legată de plaiul mioritic dintre Prus și Nistru, dar au bani să trimită în Panama. Cam înțeles că sunt și trei nume sonore, îmi scapă, ca să vă citesc pe dumneavoastră, care posibil, sunt implicate. Posibil să apară mai multe nume sonore, pentru că în 26 de ani s-au scurs sume fantastice din această țară, tocmai că nu au existat câinii de pază ai democrației, dar și ai forței publice, dar și ai justiției, pentru faptul că s-a creat un stat, de fapt, un stat. S-a creat un fel de aparență de stat unde politicienii au intrat în cârdășie cu economiștii, au intrat în cârdășie cu cei care lucrează în execuția legilor în guvern și în parlament. Toate aceste trei puteri ale statului nostru, firav, în loc să acționeze pentru a stopa scurgerile acestea bănești, pentru a dirija economia după criterii capitaliste, dar și foarte bine asigurate, au intrat într-o stare de cârdășie. S-au ajuns până acolo încât să se facă legi la comandă, să se facă ordonanță de urgență ca să folosească una la două, la trei persoane, fără ca nimeni să oprească. Faptul că această Direcție Națională Anticorupție de câțiva ani de zile a început să dea drumul la viesp, iertați-mi această metaforă, și lucrurile parcă se mișcă și a intrat frica și panica, iată că și asta dă o gură de oxigen să arate încă o dată alegătorilor pentru cine au băgat ei din 4 în 4 ani votul și pe cine i-a pus să ne conducă. Iată, apar fața hidoasă a unor politicieni corupți, a unor înalți oficiali și demnitari corupți. Și vorbeați de armată. Nu vreau să dau nume, cum a spus dumneavoastră. Păi numai acel care a dat o mită de 90 de milioane de dolari sau acela care a făcut un împrumut de 90 de milioane de euro cuiva, păi cu 90 de milioane de euro echipam un batalion de tancuri ultramodern de la punctul de control al batalionului și până la comandant, cu efective, cu tehnică de luptă, de sprijin, etc. Echipamentul necesar. Dar făcând socoteala la câți bani s-au scurs în mod ilegal și pe căi ilicite și practic a fost un rapt la scară națională, imaginați-vă, eu am făcut o glumă într-un articol pe care l-am scris mai de mult, că dacă... Scrieți cam des, domnul general. Că dacă s-ar fi dat, fiind un participant activ la canalul Dunăre Marea Neagră în 79-81, și am muncit cu sârg și drag cu militarii mei de la Cernavodă până la kilometru 9 și știu ce au făcut geniștii care sunt uitați astăzi. Ei sunt autorii canalului, ei sunt autorii Transfăgărășanului și atâta opere de artă în această țară. Dacă s-ar fi dat comandamentului de geniu, pe stil vechi, direcției geniu a statului major general, toate aceste lucrări
de autostradă și de infrastructură. Cu banii rezultați din această muncă făcută după reguli militare, aveam și forțe aeriene, aveam și forțe maritime, aveam și forțe terestre. Dar iată că toate aceste... Și aveam și autostrăzi. Exact. Mulțumesc și frumos. Domniță Alba, discutăm la această emisiune de Panama și trecem un pic mai sus în America de Nord, unde avem două surprize. Rezultatele din Wisconsin. Și avem aici un prim protagonist, cel care este rivalul lui Hillary Clinton, rog colegii să-l pună în fereastră, pe domnul Sanders, un politician surprinzător care dovedește că reprezintă încă un segment important în Partidul Democrat. În același timp, de partea elaltă o să avem imagini și cu Ted Cruz, este și el învingător. Comentați-ne aceste două victorii, vă rog frumos. Cuvântul de ordine pe care l-am întâlnit în Statele Unite, cât am fost și am discutat cu și cu oameni de rând și cu politicieni, mă rog... Am văzut și o fotografie simpatică lângă un tânăr politician. Da, bine, eram cam răcită în poza aia și eu nu eram... El nu era răcită. El nu era, eu eram. Era încântat da, că poate să aibă o discuție cu o româncă. Cuvântul de ordine a fost anger. Anger înseamnă furie. Este o reacție la distanțarea tot mai mare a elitei față de popor. Asta este. Și de o parte și de cealaltă. Pentru că ce avem aici? Domnul senator Sanders este reprezentantul unei zone din Partidul Democrat concentrată în ceea ce știm că a fost acea mișcare Occupy Wall Street. Deci, mișcarea împotriva băncilor, împotriva sistemului. Altfel, un politician căruia nu i se pot reproșa multe, nu a fost implicat în niciun fel de scandaluri sonore, nu are acest gen de, mă rog, de eventuale vulnerabilități. Singurul lui Ahile e vârsta. E vârsta și faptul că nu are o experiență în administrație. Deci sunt două elemente aici. Contează pentru cetățean american simplu asta? La ora actuală nu știu dacă mai contează ceva de genul acesta. Domnul Alba, uitați-vă câteva secunde pe aceste imagini și o să continuați dumneavoastră să comentați. Aici spune Sanders o chestie interesantă. Au fost multe firme americane care n-au performat pe teritoriul american și s-au transferat în Europa și au rămas mulți americani fără joburi, fără profesiuni. Ori alegătorul este interesat să aibă un job, să aibă o școală unde să-și trimită copiii, să aibă soția care să aibă și ea un servici. Vedeți dumneavoastră, există aceste probleme interne ale Statelor Unite. Statele Unite sunt, desigur, o superputere a lumii, care a investit foarte mult în apărarea altora, în asigurarea umbrelei de securitate, de exemplu, pentru europeni. Dar, în plan intern, există această categorie, în special de albi săraci, care acum au ieșit la suprafață prin doi reprezentanți. Interesantă sintagma. Unul este... Ce înțelegeți prin albi săraci, mai concret? Da, populația caucaziană săracă. Așa numiții WASP, care formau înainte grosul, masa, mă rog, de votanți, așa, și care au fost, într-un fel sau altul, să spunem, vizați de anumite politici din ultima perioadă. Și revin imediat. Ori, de o parte au fost cei cu viziuni democrate și iată sunt suporterii domnului Sanders, de partea cealaltă au fost cei cu viziuni republicane și se regăsesc în discursul domnului Trump. Este același bazin electoral. Și care au fost, s-au simțit lezați odată de ceea ce s-a numit a fi Affirmative Act, deci sprijinul acordat populațiilor, să spunem, altele decât caucaziene. Pentru a ajunge în anumite poziții, în anumite funcții. Chestiune care, dintr-o dată, a creat o frustrare și întotdeauna când apare teama de ceva, apare și reacția de agresivitate, pentru că sunt două sentimente aflate în conjuncție. Neputându-și exprima aceste frustrări care s-au acumulat și s-au tot acumulat, iată, acești doi speaker, acești doi reprezentanți, deocamdată nu fac Sanders. Domnul Sanders și apoi domnul Trump, nu fac decât să exprime această stare de furie. Pe de altă parte, în Partidul Republican mai apare o facțiune numită Tea Party, care este facțiunea celor conservatori îndreptați către problema religioasă. Dar nu e o denumire depășită Partidul Ceiului?
Nu, e, face legătură cu un eveniment care a fost în Boston în perioada... Tocmai de aceea vă să vă întreb. Nu e o chestie depășită, vetustă? Păi vedeți dumneavoastră, fiind ultraconservatori, au cumva aceste... Și este o zonă foarte conservatoare, foarte, foarte riguroasă, foarte mai conectată... Mai catolică decât Papa. Exact, foarte conectată la principiile biblice. Deja un subiect, de exemplu, de dezbatere republicană este cel al avortului, se numește pro-life. Și o grămadă de alte elemente. Ei, domnul Ted Cruz este reprezentantul acestei facțiuni. Mai există o facțiune care este cea de mijloc moderată, care acum este reprezentată de domnul senator Kasich și care, sigur, este considerată de foarte mulți ca fiind cea care ar putea cu adevărat să pună în discuție un eventual mandat la Casa Albă a doamnei Clinton. Dar acum revenind la scorurile din Wisconsin, într-adevăr, ele vin cumva să mai... adauge ceva, un element de incertitudine, pentru că deja analiștii, am văzut și în România, au fost foarte mulți care deja îl dădeau câștigător pe domnul Trump la convenția din iulie. Nimic mai fals. Există, lucrurile sunt în evoluție, există mai multe posibilități. Există posibilitatea, într-adevăr, ca domnul Trump să câștige numărul total de delegați și să fie desemnat. Situație în care doamna Clinton, cel mai probabil, va avea un sprijin inclusiv din rândul moderaților republicani. Mai există o variantă în care domnul Trump nu obține acest număr de delegați și atunci se nasc alte două variante. Una este ca domnul Trump să accepte situația și eventual să-și negocieze underground anumite favoruri cu echipa care va merge la bătălie, nu? Domnul Ted Cruz și cu domnul Kasich, președinte, vicepreședinte. E de văzut cine va deveni în această, va prelua rolul de președinte, pentru că aici domnul Kasich... Aici un pic vă dau dreptate că Ted Cruz seamănă la fizionomie cu Al Gore, vicepreședintele SUA. Domnul Kasich este susținut de linia oficială a partidului, de grei partidului. Și cumva el reprezintă și zona asta moderată, deci mult mai adaptată politic situației din Statele Unite. Înțeleg că dânsul ar urma să joace pe lângă Trump, ceea ce joacă la ora actuală Biden pe lângă Obama? Nu, dar nu pe lângă Trump, pe lângă Ted Cruz. Deci e varianta în care domnul Trump acceptă înfrângerea, să spunem. Da? Dar mai există o variantă. Și în acest caz, sigur, se intră în algoritm. Varianta că el va câștiga. Nu. Există varianta în care nu acceptă înfrângerea. Mai există varianta în care nu acceptă înfrângerea și în care se naște un al treilea pol. Da. Da? Dar explicați-mi și mie, atunci, și o să-i imediat, o secundă, urma. Explicați-mi și mie cum a fost posibil că acum să-l bată cu zeci de mii de voturi. Pentru că este o zonă unde domină foarte mult neoprotestanții, este o zonă dominată de această grupare Tea Party. Deci nu reprezintă, să nu sărim acum în sus și să ne bucurăm. Nu am sărit, am întrebat. Nu, asta este explicația. Am rămas pe locul meu, vă ascult. Sunt state unde domină acest gen de orientare politică. Dar varianta aceasta a treia, care într-adevăr este cea mai șocantă, varianta șocantă și pentru politicienii americani, este aceasta a formării unui al treilea pol, coagulat în jurul domnului Trump, care, iată, obține undeva între 30-40% din sufragiile albilor republicani și care ar putea să încurce serios rezultatele, pentru că, așa cum știm, președintele american trebuie să întrunească 50 plus 1 din numărul total de electori. Haideți să punem cărțile pe masă și tot pe dumneavoastră vă întreb. S-a spus că Barack Obama a fost rezultatul unei înțelegeri la nivel înalt între masonii americani. Acum se vehiculează că Hillary Clinton trebuie să câștige pentru că tot masonii americani au decis asta. E o poveste, o legendă, un zvon? Domnule colonel, eu mă uit la... ceea ce există la ora actuală în această bătălie prezidențială. Și văd așa, o văd pe doamna Clinton, care este fost secretar de stat, senator, soție de președinte, cu o experiență și cu o viziune foarte clară în politica externă. De asemenea și cu o experiență în politică internă. Deci eu văd un candidat pregătit pentru această funcție, care întâmplător este femeie. Nu e cazul să, cred că, să intrăm în probleme și din astea. Nu, asta întâmplător, sunteți la 6 TV. Da.
Da. Deci, uitați, contracandidatul doamnei Sanders este domnul, doamnei Clinton, este domnul Sanders. Senator, sigur, căruia nu îi se pot reproșa foarte multe, dar fără experiență. Contează la cetățeanul simplu american experiența? Eu cred că, până la urmă, în dezbaterea finală va conta. De ce? Pentru că atunci se discută efectiv, deci se trece din etapa problemelor legate de, mă rog, bătăliile interne și ideologia partidului în problemele de fond legate de politica Domnița, interna, dar în România nu contează economic. Chestia asta. În România poate să ajungă în Parlament și în funcții înalte cine n-are nicio conexiune păi cu zona. Păi, dar România are o istorie democratică de câți ani? Să fim serioși. Nici nu știu dacă la ora actuală putem să numim ceea ce este în România o democrație. E în curs de consolidare. Este în curs de consolidare. România iese acum din faza cleptocrației. Asta este realitatea. Și că tot vorbeam despre dosarul Panama. Păi, nu este decât, cum să spun, spuneau unii că ar fi vârful icebergului. Cred că o să apară mai mult decât vârful icebergului în acest dosar. Că e vorba de 11 milioane de date. De documente. 11 milioane. Dar ca să revin, iar în partea cealaltă, cine este? Este domnul Trump, care a trecut dintr-o parte într-alta, care face afirmațiile pe care le știm cu toții, da? Este domnul Cruz, care nu are experiență administrativă, și este domnul Kasich, care într-adevăr are experiență. Eu l-am văzut, de exemplu, într-o dezbatere televizată a Republicanilor. E foarte bun. Foarte bun. Deci, dacă și au existat analize în care se evalua situația în care domnul Kasich ar fi un oponent al doamnei Clinton și în acea situație, într-adevăr, exista posibilitatea ca Partidul Republican să câștige. Nu e cam târziu să se facă această modificare? Nu știu să spun. Depinde de ceea ce va ieși la Convenția Republicană și cum își vor negocia delegații. Pentru că dacă în prima etapă delegații sunt fideli reprezentantului, în a doua etapă de negociere deja ei pot să-și schimbe opțiunile. Deci vom vedea. Răzvane, uitându-ne la aceste imagini, vedem că n-au nicio conexiune cu ceea ce este campania electorală prezidențială din România și nici cu campania electorală care se apropie tot în țara noastră. Un alt tip de discurs, un alt tip de audiență, un alt mod de manifestare a diferențelor specifice între un candidat și altul. Cum analizezi această victoria lui Ted Cruz și concomitent victoria Blajinului Sanders? Domnule colonel, în primul rând este vorba de o cultură politică total diferită. Nu putem compara, dar doamna Alba a punctat foarte bine, nu putem compara cultura politică din Statele Unite cu cultura noastră politică din România din vaste motive. Bun, dar prefer să mă uit la cultura politică din Statele Unite ca la un reper decât să mă uit la cultura politică răsăriteană ca la alt reper. Aici aveți perfectă dreptate și trebuie să recunoaștem că România se îndreaptă către Occident la ora actuală, nu către răsărit. Către zona unde vedeți, avem pe ecran o imagine care arată că pe data de 14 aprilie, deci după data difuzării emisiunii noastre, va fi o dezbatere între cei doi, Hillary Clinton și Sanders. Vi se pare un reper interesant pentru ceea ce va urma pe calea alegerii candidatului democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite? Da, cu siguranță. Aceste dezbateri vor puncta foarte mult în ceea ce americanii vor alege la final. Și rămâne de văzut ce s-a întâmplat. Hillary Clinton, din punctul meu de vedere, rămâne favorită. Am văzut câteva sondaje interesante făcute de către USA Today și de către câteva publicații din Occident, inclusiv în Europa, ea ar fi preferată de 46% din electorat, în dauna atâta lui Sanders cât și a celuilalt contracandidat. Ne uităm un pic pe ecran, stimați telespectatori, Răzvan și ceilalți colegi de platou, iată-l pe Trump într-o poziție ca un adevărat președinte, ca și cum ar fi în Air Force One. O imagine bine calculată ca loc în care răspunde la întrebările jurnaliștilor. Pune foarte mare accent pe simbolistică Trump și să știți că în contrapunere Hillary Clinton a venit cu câteva videoclipuri foarte amuzante care l-a ironizat excelent pe Trump. Însă eu mă uit la ce a declarat John Kerry în urmă cu 2 sau 3 zile, la data filmării noastre de astăzi, în care a spus că
alegerile din SUA, campania electorală este o pată de rușine pentru Statele Unite ale Americii, ținând cont de marea majoritate a discursurilor candidaților. Și să ne uităm ce face în primul rând Donald Trump, care afirmă că va urma să interzică accesul tuturor musulmanilor pe teritoriul american. Mai apoi niște cruz nu este departe. El dorește o supraveghere specială a musulmanilor din SUA, cu dreptul poliției de a aplica legea mult mai diferit față de restul cetățenilor. Deci, un cotro se îndreaptă discursul campaniei electorale din... Bună întrebare, foarte bună. Acestea sunt teme de discurs pentru cea mai mare democrație a statelor, cea mai mare democrație mondială. În contrast, sunt dreptul statelor. Tocmai de aceea consider că doamna Hillary Clinton rămâne principalul favorit, mai ales că are un discurs aproape de ceea ce înțelegem noi democrație și Statele Unite ale Americii până acum. Mai apoi, să știți că au venit câteva voci foarte importante, adevărat, ținește context, din zona serviciilor de informații americane, în care s-a lansat în mass media că nu s-ar susține chiar candidatura lui Donald Trump la funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Făcând aici o paranteză, că tot am zis să vorbim despre serviciile de informații americane, vreau să întăresc puțin ceea ce a spus domnul general despre NSA. Să aduc în discuție că pe lângă capacitatea pe care... Națională de Securitate, exact, a Statelor Unite. Pe care NSA-ul are, NSA-ul deține la ora actuală câțiva sateliți de nume Keyhole, cei mai puternici la nivel global, care se pot învârti 24 ore din 24 ore, 70 din 70 asupra unui singur punct dată cu rotația Pământului. Și pot să vadă de acolo în spațiu inclusiv aspecte de 12 cm, ceea ce reprezintă o capacitate foarte mare acestui serviciu de informații. Da. A zis serviciu de informații, avem un om care a lucrat în serviciile de informații adevărat militare românești, Trump, Hillary Clinton, Vovadis America. Vovadis America. Nach Ost. Dacă ar fi după Sanders, socialist. Ei bine, trebuie să înțelegem psihologia poporului american în materie de alegeri. Suntem la a 45-a campanie de alegeri a Statelor Unite, cel de-al 45-lea președinte. Și-a construit, și-au, Statele Unite ale Americii și-au construit infrastructuri educaționale în decurs de două secole dintre cele mai bune. Au universități extrem de scumpe care produc adevărat școli de politicieni. Au și sentimentul că sunt o țară mare, de aceea și discursul pornește de aici. Nu au umilință în discurs, nu au evlavie, dacă ar fi să vorbim după creștini ortodoxi, și sunt extrem de curajoși. Aș vrea să vă spun că prin secolul al XIX-lea, într-un stat din Nord, cetățenii americani, în campania preliminară pe care o trăiesc americanii astăzi, și-au propus să aleagă președinte pe cel mai bun vânător de urși din stat, considerând că acest om are abilități, are curaj, are cutezanță. Trebuie să fim foarte atenți. Până la vânătorul de urși avem pe ecran pe actualul președinte al Statelor Unite, care s-a sancționat în imaginile pe care le-am postat în dreapta ecranului, anumite tonalități violente ale unor candidați la cursa pentru Casa Albă. Păi este o explicație, pentru că dânsul este deținătorul premiului Nobel și nu o să transpară în fața microfonilor o atitudine războinică. Dar dacă Statele Unite, de exemplu, ar fi atacate, să vedeți că ar apăsa pe butoanele celor 5 portavioane să fie în stare de luptă. Așadar, față de asemenea situații, el, un discurs elegant și, într-adevăr, se caracterizează prin eleganță în discurs, tonuri nu prea tari, dar ferme, i-aș putea spune că în discurs Obama este de o blândețe fermă. Sigur, temperamentul lui Trump este în foarte multe state apreciat. În faza aceasta preliminară, și dacă va avea și numărul de delegați suficient și va fi desemnat, el va fi un rival foarte puternic al doamnei Clinton. Doamna Clinton nu este bine absorbită de către votanții americani, pentru că nu le convine să miște pe spațiul politicii Statelor Unite o dinastie prezidențială. Soțul a fost președinte, iar fi urmând să fie președinte. Acceptați o întrebare incomodă pe tema asta? Vă rog. Sau americanii n-ar dori să trăiască într-un matriarhat vizibil?
Probabil că și asta n-ar vrea să trăiască într-un matriarhat, pentru că ei au și o vorbă, cel puțin aceea din Sud. Să nu dăm afacerile de stat și de război pe seama femeilor. Este veche această budoadă din războiul de secesiune. Aveți curaj să faceți afirmația lângă doamna Alba Popescu? Sigur, nu vreau să spun că sunt misogin, ferească Dumnezeu. Dar? Când te așezi lângă o femeie foarte frumoasă și frumoasă, femeile nu sunt decât frumoase și foarte frumoase, Dumnezeu trimite și foarte multă lumină în sufletul bărbaților, de aceea îi temperează, devenind foarte buni, foarte gânditori și de multe ori romantici. Așadar, și discursul doamnei Clinton este ușor tern, ușor șters, este plin de fraze din acestea preluate din alte discursuri, ori americanii așteaptă explozie. Americanii așteaptă o viziune clară. Ori Trump, prin temperamentul lui, de multe ori a reușit să răsculească sufletele americanilor, să dea o anumită încredere și el are o experiență administrativă mult mai bună decât ceilalți. El este multimiliardar și a reușit în afaceri foarte bine. Vă dați seama că să conduce asemenea afaceri la o asemenea sumă trebuie să ai minte organizatorică. El are și un ascendent foarte bun, provine dintr-o familie germană și au schimbat numele, că bunicii mi se pare că aveau nume de Friedrich, dacă nu mă înșel aici, și au schimbat de Francis. Nu știu dacă lucrurile stau chiar așa. Am citit fugă. Și că n-au schimbat un Frankenstein. Deci este de origine germană și să nu uităm că modernitatea și modernizarea Statelor Unite este făcută de către imigranții germani. Iar astăzi, pe teritoriul Statelor Unite, pe teritoriul populației Statelor Unite, sunt vreo 50 de milioane de etnici germani. Așadar, să nu îl neglijăm pe Trump, că acest discurs anti-islamic și cel cu clima și câteva ușoare gafe pe care le-a făcut ar crea o impresie negativă. Sigur, este extrem de vulcanic și ar da impresia că acest om, dacă ajunge la Casa Albă, va apăsa pe butonul nuclear. Este imposibil, deoarece puterea în Statele Unite este atât de bine organizată, atât de bine așezate puterile, președinte, Curtea Supremă și Congresul, încât este imposibil să dea lovitură de stat. În plus, există un ștaf tradițional care este al Americii. Orice consier al președintelui Statelor Unite, el spune așa, dacă este întrebat de orice reporter: pe cine servești dumneata? Eu servesc poporul și Statele Unite ale Americii. Prin urmare, sunt niște oameni extrem de bine dresați în arta aceasta a liderului și a consilierului, deci consiliere extraordinar de bună, și ștaful pe care îl are orice președinte în spate este foarte bine asigurat. Pleacă un președinte cu 1000 de funcționari, vine cu 1000 de funcționari. Nu ca în România. Nu ca în România. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar consilierii noștri sunt consilierii noștri. Ei bine, s-ar putea să aibă un mai mare succes decât doamna Clinton, care folosește în discurs, cum am spus, foarte multe clișee. Ori americanii nu doresc acest lucru. Și în condițiile geopolitice, geostrategice, de frământări la acest început de mileniu, americanii parcă simt nevoia să aibă în mână... Și eu simt nevoia să nu scap din mâna emisiunea. Așa că o să vă rog frumos să... Un om foarte puternic. Așa că lupta este să... Dacă va fi desemnat... Dacă va fi desemnat... Și chiar dacă nu sunteți de acord, o să trec la doamna Alba. Iulie, parcă, sau când este la Republică. Iulie, da. Da? Mm-hmm. Dacă va fi desemnat și numărul de elector, el va fi președinte. Serios? În legătură cu problema masonică. Da, păi Statele Unite ale Americii este cel din tâi stat masonic al lumii. Bun, domnița Alba, mai sunt două minute. Un moment, înainte de precizarea dumneavoastră. Să-mi faceți un scurt comentariu în secundă care mai avem și de piatra de moară sau ghiuleaua de piciorul lui Hillary Clinton, celebrele e-mail-uri legate de cazul Tripoli. Vă ascult. Da, deci două chestiuni legate de discursul domnului general. Odată e problema consilierilor. Să nu ne bazăm atât de mult pe seama consilierilor, pentru că știm foarte bine că de-a lungul istoriei administrația de la Washington a fost infiltrată de tot soiul de agenți de influență, așa numita the art of deceit sau de subversiune. Iată, unul dintre consilierii domnului Trump este angajat Gazprom și abia ce a fost dibuită către serviciile americane. Asta odată, apropo de consilier și
și de treaba asta. Al doilea element, eu o să fiu de partea doamnei, să fiu de partea doamnei Clinton și de partea femeilor în politică. Eu nu cred că doamna Clinton are un discurs așa. Pe de altă parte, eu am văzut-o punctând foarte bine. Încă nu și-a intrat în rol, pentru că a avut o campanie lejeră cu contracandidatul Sanders și a așteptat să se vadă ce se va alege în zona republicană înainte de a trece la atac. Sunteți o diplomată. Eu așa văd lucrurile. Iar pe de altă parte am văzut în cazul doamnei Clinton acel echilibru de care are nevoie societatea americană. Nu vă lăsați, cum să vă spun, gândiți-vă că în momentul în care contracandidatul doamnei Clinton ar fi domnul Trump, tot partidul republican, toți votanții se vor în coloană. Au fost oameni care au declarat lideri, mă rog, artiști, scriitori, că se vor muta din Statele Unite dacă va ieși Trump. Deci reacția este foarte violentă față de o astfel de eventualitate. Iar de asemenea, partea moderată, pentru că liderii europeni de asemenea au tras cumva semnalul de alarmă către Washington în cazul de a vedea cum să facă să evite o astfel de situație. Cum să fac să trec și eu la pauza publicitară, doamna Alba? Și apropo, o să avem în partea a doua a emisiunii primele 25 de minute despre modul în care Ministerul Apărării Naționale, Armata Română, se pregătește pentru summitul NATO de la Varșovia. Dar nu pot să închei partea întâi fără a face o afirmație. Mi-ar place dacă doamna Clinton va fi aleasă președintă a Statelor Unite ale Americii să poposească la Prut și să spună la Prut ce a zis la granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. E o situație care nu mai poate continua și un popor trebuie să trăiască într-un singur teritoriu. În rest, după pauza publicitară. Continuăm emisiunea Valori Euroatlantice, difuzată cu generozitate de Postul 6 TV. De data aceasta, având în studio pe Răzvan Munteanu, pe dr. Alba Popescu, pe generalul rezervă dr. Stan Petrescu și abordând în următoarele 25 de minute chestiunea summitului NATO de la Varșovia, mai concret a modului în care Ministerul Apărării Naționale, Statul Major General, militarii României se pregătesc pentru acest eveniment important. De ce ar interesa pe un cetățean român summitul NATO de la Varșovia, domnule Răzvan Munteanu? În primul rând, pentru că la Varșovia, în perioada 8-9 iulie, se va decide viitoarea strategie a Alianței Nord-Atlantice, în cadrul căreia țara noastră face parte și de care depinde siguritatea militară foarte, foarte mult. Dumneavoastră, ca expert în geopolitică, dar și un atent monitor al modului în care România își respectă obligațiile pe plan militar în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Cum vă raportați la acest eveniment și la interviul pe care l-a acordat ministrul Apărării Naționale, Mihnea Motoc, unui relevant website românesc? Da, este un interviu foarte important în care actualul ministru trasează viitoarele dorințe pe care țara noastră vrea să le atingă în cadrul summitului. În primul și în primul rând, NATO are de făcut față unei noi provocări. Vorbim de acest război hibrid, non-linear sau special, cum este numit el în literatura de specialitate. Și trebuie să găsească o modalitate de contracarare, cum să mențină aceste societăți stabile. Să nu uităm că se vorbea chiar de mutarea locului de la Varșovia într-o capitală din zona statelor baltice. Ca urmare, se spunea în presa de la Washington, a derapajelor politice din capitala polonă. Ceea ce ar trebui să ne aducă câteva semne de întrebare. Ce se întâmplă cu Polonia, se întâmplă cu Turcia lui Erdogan, state alături de care România se prefața ca un coridor de securitate la flancul estic al NATO. Vor fi câteva dosare grele pe care Alianța trebuie să le gestioneze. Stop cadru, că totuși asta este o interpretare. Dar o altă interpretare este că dacă ar fi reușit mutarea summitului NATO de la Varșovia în țările baltice, ar fi fost o nouă confirmare a poziției exprimate de reprezentanții Departamentului de Stat și chiar ai Pentagonului, conform căruia zona baltică este o zonă sensibilă și dintre țările baltice, Estonia pare a fi în poziția cea mai primejduită în viitor. Sigur, din punctul de vedere al minorității filoruse extrem de mare din acest stat, îl face vulnerabil în fața acestor noi tipuri de războaie. E adevărat, s-au adus în discuție numeroase argumente privind posibila mutare a locației de la Varșovia.
Însă sunt și câteva critici la față de acelor regim și față de ceea ce se întâmplă cu statul de drept în Polonia, critici pe care nu trebuie să le omitem și trebuie să le luăm în considerare, pentru că Polonia trebuie să rămână un stat de bază al francului. Îmi îngăduiți o întrebare de simplu telespectator de data aceasta. Sigur. Păi Polonia se pregătește să se apere și la granița de est și la granița de vest. În România, mesajul dat de ministrul apărării este că relația cu răsăritenii este la nivelul NATO restrânsă, iar Turcia, tot stat membru al NATO, are probleme serioase de relaționare cu Rusia, dovadă că a poposit o importantă delegație de generali ruși în capitala turcă pentru a încerca timp de două zile să înțeleagă cum ar putea fi la nivelul normalității relațiile, măcar pe plan militar, între Turcia și Federația Rusă, care sunt ambele țări riverane la Marea Neagră. Relațiile între Turcia și Federația Rusă vor rămâne destul de complexe atât timp cât interesele lor nu vor fi aceleași în Cipru și dosarul din Siria. Iar atât pentru Moscova cât și pentru Ankara, Siria are pus un dosar foarte greu ce ține de securitatea națională a ambelor state. Pentru că Federația Rusă nu poate renunța la accesul său către Marea Mediterană, precum nici Turcia nu poate să-și permită ca dinamicile geopolitice din Siria să amenințe propria ei securitate națională și, până la urmă, chiar integritatea teritorială, pentru că acolo vorbim de problema kurdă. Mai apoi, la Varșovia vor fi câteva dosare foarte importante pe care NATO trebuie să le gestioneze. Este vorba de ce se va întâmpla cu Ucraina, dar mai ales cu Georgia. În urmă cu 4 zile, președintele georgian, cu ocazia forumului diplomatic al NATO desfășurat la Tbilisi, a anunțat că nu dorește niciun alt răspuns decât că țara sa este admisă în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Când Georgia vine cu astfel de cerințe, ce va face NATO? Pentru că este clar că nu vom putea accepta ca Georgia, stat care are deja 2 conflicte înghețate în propriul său teritoriu național, să intre și să devină stat membru NATO. Sunt câteva decizii pe care Alianța le poate lua. În primul rând, întărirea sistemului antirachetă, întărirea capacității de reacție militară. Dar este clar că nu, Georgia nu va putea deveni cel puțin deocamdată un membru al Alianței Nord-Atlantice. Dar să nu uităm că și avem succesiv pe ecran trecute afirmații ale ministrului român al apărării și într-una din afirmații spune că Georgia și Ucraina vor putea participa la exerciții ale flotei NATO, care se va constitui pe timpul unor, dacă vreți, aplicații specifice maritime în zona Mării Negre. Sigur. Domnul general, ministrul apărării spune că sunt planuri clare pentru forțele terestre cu achiziționarea de transportare blindate 8-8, ca să iau un prim exemplu, la forțele aeriene de achiziționare unei noi escadrile de avioane, să dea Dumnezeu să fie noi și să nu vină dintr-o țară a cărui reprezentant are o funcție foarte înaltă la Uniunea Europeană, cum s-a întâmplat ultima dată, că poate nu știu telespectatorii cum ne-am pricopsit noi cu aceste avioane, deși aviatorii militari români își doreau avioane ultramoderne, motiv pentru care unii generali de aviație au trebuit să plece. A vorbit și de submarinul Delfino, că trebuie să devină funcțional, în traducere liberă îi trebuie baterie, și bineînțeles de necesitatea ca România să constituie cadrul național pentru o brigadă multinațională, la care evident Unchiu Sam, adică Statele Unite ale Americii, care are deja aici peste 1000 de militari, să participe în mod adecvat. Partea pozitivă este că ministrul apărării naționale a ieșit la rampă și a venit cu un punctaj care este clar că va fi prezentat și la summitul NATO de la Varșovia. Care e opinia dumneavoastră în acest sens? Opinia mea este că ministrul în funcție se bucură deoarece credibilitate, pentru că are un discurs bine ales, este foarte bine informat și nu dispus, ci hotărât să grăbească un pic lucrurile pentru a da o fizionomie adevărată celor 3 categorii de forțe despre care a vorbit în interviu foarte frumos. Și mai ales că din interviu au transpărut și o parte din câteva idei care se vor discuta. Noi punctăm aici nu pentru că a vorbit foarte frumos, ci pentru că a venit concret cu niște elemente. A venit concret. Într-adevăr, este vorba de modernizarea forțelor maritime, achiziționa de corvete, deci nave ușoare, blindate și cu capacitate mare de foc, cu mobilitate. Într-o mare ca Marea Neagră nu-ți trebuiesc
nave foarte mari și care să participe la aplicații în comun cu aliații și cu... Și care să constituie elemente de descurajare. Elemente de descurajare, fără îndoială. De asemenea, faptul că se achiziționează o altă aripă de F-16 întărește capacitatea forțelor aeriene. O nouă escadrilă. O nouă escadrilă, mă scuzați, da? V-ați gândit la terminologia americană, wing. Aripă, wing, da. Și, pe de altă parte, și faptul că forțele terestre vor fi modernizate, avem și noi suficiente rezerve și suficiente resurse de a produce o parte de armamentul de infanterie extrem de bine pus la punct și modernizat. Pe de altă parte, blindatele de care vorbeați, care sunt de proveniență americană, cu oțeluri, cu blindaje mai bune, cu motorizare foarte bună. Stop, avem pe ecran cu culoarea verde faptul că ministrul apărării, deci ministerul și statul major general, se așteaptă ca la summitul NATO să se adopte o strategie comună aliată privind amenințările hibride. Cu experiența care o aveți, cam cum puteți interpreta această afirmație? Păi, ministrul a vorbit despre acel Readiness Action Plan, da? Planul de pregătire operativă care trebuie să fie în permanență, în trepte, luat în considerare, în așa fel încât să ne găsească în permanentă apărare ca să facem față unor factori de risc și unor amenințări de acest gen. Mai ales că informațiile vin și sunt foarte bine verificate. Aici nu se operează cu estimări și cu previziuni, ci cu informații certe. Faptul că în partea de est a Ucrainei, rușii au înființat noi unități militare, își modernizează și ei tehnica, au introdus o parte din tehnică, au un sistem informațional foarte bine pus la punct și mă refer la sistemul informativ pe teren. Adică au faptul că eu am spus războiul slav o slav, faptul că ucrainienii au fost în compunerea Uniunii Sovietice atâția ani pentru serviciile de informații ofensive rusești, mă refer la cele de spionaj, este foarte ușor să aibă o rețea de informații foarte stop bine. Stop cadru, mai avem un citat în fereastră. Pentru prima dată după izbucnirea conflictului din Ucraina, și atunci prima voce puternică a fost a generalului rezervă Constantin Dejeratu, fost consilier prezidențial, fost șef al statului major general, care a spus că armata română trebuie să se adapteze. Iată că acum ministrul Mihnea Băltoc speră că summitul NATO va adapta strategia la amenințările din est și din sud. Este o afirmație francă, clară, care indică necesități disuasive adecvate. Și este îmbrăcată de acum și cu buget până în 2017 aceste achiziții. Precizarea că încă nu e de 2%, ca să nu ne păcălim telespectatorii. Cine știe, poate după alegeri vom avea un parlament nu mai darnic, ci mai atent cu siguranța națională. Poate vom avea un guvern mult mai responsabil, care să conducă nu cu spatele la popor, ci cu fața către acesta, și probabil că și atitudinea președintului va fi alta dacă această triadă a puterilor și cea mai puternică demnitate administrativă a președintelui vor fi într-un consens. Și atunci, sigur că forțele de apărare românești nu vor rămâne la atitudinea unui ministru sau al unui viceprim-ministru cu interesul național care ne-a scos din sărite. Ei bine, înființarea acestei brigăzi, după părerea mea, este o idee extraordinară, pentru că rodează, sau dacă vreți, prin funcționarea ei, vom face, să spunem așa... Va fi principiul rotațional. Rotațional, exact. Și această rotație va da posibilitatea la o bună comunicare, la o bună colaborare, la o bună acțiune, pentru că una dintre marile probleme ale alianțelor în general se datorează tocmai acestei armonii a unor culturi diferite, a unor naționalități diferite, a unor temperamente diferite. Ei bine, ca să construiești o asemenea brigadă să răspundă la comanda oricărui general venind din orice stat aliat, sigur că este ori prin rotații, ori prin antrenamente succesive, prin aplicații. Iată, ne-a și spus că Marea Neagră, și cred că lucrul acesta este foarte bun, vor avea loc o serie întreagă de aplicații, va fi invitată și Ucraina, va fi invitată și Georgia. Împărtășesc ideea că deocamdată Georgia, chiar dacă va fi un parteneriat, să spunem, cu alianța, este un orizont mai îndepărtat de primirea ei, tocmai pentru faptul că are probleme netranșate la frontiere, și mă refer la Armenia. În legătură cu Turcia, părerea mea este că se vor tempera relațiile dintre Federația Rusă și Turcia. Sigur că Turcia are o piatră foarte, foarte grea, problema kurdă. Curzii își doresc și fac avansuri și au voci bine
bine stabilite printre toate statele puternice pentru a se crea statul curd. Și se pare că... Și au poziții puternice în Siria și în Irak. Și în Irak, sigur că da. Pentru că și aici este vorba de 22 de milioane de curzi care vor să trăiască în frontiere comune. Sigur că Turcia se opune. Este un președinte ferm, este un președinte care și-a atras anumite voci negative. Iată, multe atentate se întâmplă acolo. Au început să miște în front, se oprează arestări, cenzură, etc. Ori această îndreptare către despotism a președintelui îl va face impopular și în condițiile acestea de tensiune nu este o poziție tocmai bună. Dar cred că aceste state foarte puternice nu o să pună de un conflict deschis, pentru că nu convine nici Federației Ruse și cu atât mai mult Turciei. Bun, am înțeles. Doamna Alba Popescu, dacă ați face parte din delegația României la summitul de la Varșovia, credeți că aceste lucruri concrete anunțate acum în interviul dat de ministrul Apărării Naționale Mihnea Motoc pentru informarea corectă a opiniei publice, dar și pentru ca aliații să știe de pe acum cu ce se duce România la Varșovia, ar fi în măsură să mulțumească aliații americani care sunt pentru noi cheia prezenței noastre în NATO? Eu cred că România, cel puțin la ora actuală, este aliatul american cel mai, probabil că cel mai solid, cel mai sigur, cel puțin din zona despre care discutăm noi, această regiune extinsă a Mării Negre. Problema României este că ea se află ca de obicei la intersecția amenințărilor. Noi suntem vizați atât de problematica amenințărilor dinspre est, cât și de problematica amenințărilor dinspre sud. Și România trebuie să își aibă o politică extrem de coerentă în cadrul alianței și să-și pledeze cauza. Poate că uneori e nu atât de diplomatic, ci mult mai direct. Aș vrea să discut însă și un alt aspect legat de temele pe care cred eu că vor fi luate în discuție la acest summit, pentru că, în opinia mea, va fi un summit al armonizării. Al armonizării necesare între statele estice și statele sudice. Pentru că în timp ce statele estice se confruntă cu această amenințare, cum se numește acum, lineară, din partea Rusiei, statele sudice se confruntă cu acest... Vă întrerup un pic și o să continuați. Am pus pe ecran imagini cu avioane de tipul F-16, nu sunt din armata română, sunt din armata pakistaneză. Asta pentru că pakistanezii, spre deosebire de noi, au avut curajul să ia avioane direct de la americani, la fel cum au făcut-o polonezii. Noi am luat-o la mâna a doua, ca și România, la mâna a doua, considerată de către unii. Și o să vedem, în timp ce vă ascultăm pe dumneavoastră, și imagini cu generalul care comandă forțele aeriene pakistaneze și s-a urcat într-un avion, într-un zbor demonstrativ la recenta zi națională a Pakistanului. De multă vreme n-am mai văzut un comandant al forțelor aeriene române la volanul, era să zic volanul unei mașini, da, ce la manșă, că vedem și noi câte avioane au rămas și este timpul că, așa cum îl vedem pe comandul forțelor terestre în fruntea parăzii militare de la 1 decembrie, cum vedem că este prezent la ceremoniile de ziua marinei comandantul forțelor navale și comandantul forțelor aeriene să devină o figură publică respectată inclusiv prin asemenea zboruri. Vă ascult. Și comandanți de marine care nu știu să înnoate. Bine, deci au condus centre de calculatoare. Vă rog, domnița Alba. Și deci amenințările din partea din zona sudică, care sunt preponderent non-lineare, care sunt, mă rog, asimetrice, acele reprezentate de acest val de islamism și care nu știu cum va putea fi rezolvat de NATO fără o componentă de intelligence, pentru că aici este toată problema abordării unei acest tip de amenințări. Da, dar uitați-vă în ochii mei, oricât de intelligence ai avea mâna dreaptă, dacă n-ai boots on the ground, nu stăpâne situația. Absolut, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Deci trebuie să existe un concept strategic care să înglobeze această colaborare, această cooperare, privind amenințările asimetrice. Acum, revenind la dosarul ucrainean despre care vorbea Răzvan. Aici sunt, de fapt, despre amenințările dinspre flancul estic, ca să vorbesc mai clar. Aici sunt trei elemente. Odată, este Consiliul NATO-Rusia. Care, din păcate, n-a fost restartat. Așa. Deși a fost anunțat. Există discuții privind dizolvarea sa sau continuarea.
Nu se știe. Deci acesta va fi ultima o temă. Ultima declarație oficială a secretarului general NATO este că va fi restartat. Eu iau declarație oficială. Posibil. Posibil să fie, pentru că multe argumente au fost în favoarea acestei decizii. Iată-l și pe comandul forțelor aeriene pakistaneze. Pentru că dacă ar fi închis acest consiliu, acesta ar fi utilizat ulterior de propaganda rusă ca și un semn al agresivității, al tendinței ofensive a acestei alianțe. Deci asta este o dată. Problema NATO-Rusia. Doi, e problema bugetară. Există discuții legate de cei 2% din buget, care, desigur, unul este 2% din bugetul Germaniei, altul este acest procent din bugetul Albaniei. Dar, desigur, efortul bugetar pentru statele respective probabil că este egal. Pentru că 2%... Să fac o paranteză? Personajul politic care n-a fost de acord că a fost de țări socialiste, care au făcut parte din tratatul de la Varșovia și acum sunt membri al Uniunii Europene și al NATO, să aibă bugetul de 2%, a fost doamna Angela Merkel, să o spunem pe aia dreaptă. Noroc că unchiul Sam și-a dat seama care e situația și e deloc veselă la flancul estic al NATO. Asta da. Pentru telespectatori. Și bineînțeles este punctul numărul 3, punctul nevralgic. După ce Rusia a efectuat acele snap exercises, nu? Acele exerciții de mobilizare și de mobilizare, despre care ați vorbit și dumneavoastră, ați atras atenția în legătură cu subiectul acesta, în care s-a demonstrat faptul că au capacitatea de a mobiliza și de a concentra zeci de mii de militari în 2-3 zile, în timp ce NATO reușește să facă, să adune 5.000 de militari în 5-7 zile. Deja lucrul acesta probabil că va fi un subiect extrem de sensibil pe agenda acestei... O să vă pun o întrebare neașteptată. Dar mai am de spus și mai altele. Întâi vă pun întrebarea neașteptată, că știți că duelul nostru e... Deci mai să veniți din Statele Unite. Statele Unite au gardă națională? Au. Bun. România are gardă națională? Nu știu să aibă. Nu, n-are. Nu. Deși domnul general de Geratu și nu numai dânsul a propus. Ei bine, în această săptămână, stimați telespectatori, președintele Federației Ruse a înființat Garda Națională a Rusiei, a numit comandantul și a introdus pe comandul Gărzii Naționale a Rusiei în Consiliul de Securitate al Federației Ruse. Cum comentați, doamna Alba Popescu, această decizie care e în spiritul interesului național al Rusiei? Da, este o decizie a unui lider care, sigur, își servește interesele propriului lui stat. Eu nu pot să-l condamn pe domnul Putin ce face, pentru că dacă aș fi în locul lui, probabil că și eu mi-aș urmări interesele propriului meu stat. Acum, depinde cum. Poate că nu încălcând tratate internaționale. Nu, Garda Națională se va ocupa de teroriști islamici. Dar chestiunea asta legată de protecția internă, da, mie mi se pare absolut ok. Mi se pare normal și normal ar trebui să fie și în România niște rezervă instruită. Da, exact. Dar de ce? De rușine să-i spunem Garda Națională? Nu, am avut gărzile patriotice. Nu, e problema cu garda, termenul gardă, probabil că suscită anumite... Nu trebuie să suscite nimic, e vorba de Garda Națiunii Române, care trebuie să fie în sprijinul Armatei României. Păi da, au apărut aceste gărzi, nu știu ce, am înțeles că domnul Onțanu avea o unitate asta paramilitară pe sectorul 2. Am stricat emisiunea cu nominalizări, care ar fi bine să le trecem la capitolul nomina odiosă. Aveți dreptate. Da. Ca să trec la subiectul nostru cu NATO, că vreau să scurtez foarte mult. Pe flancul sudic, sigur că există Turcia și există Italia, state care au această problemă legată de efectivele care ar trebui să fie mobilizate din partea alianței pentru securizarea flancului. Și există un scenariu, l-am citit de curând, privitor la un potențial atac din partea statului islamic asupra canalului Suez și cum ar trebui să reacționeze alianța într-un astfel de caz. De asemenea, există, sigur, discuția despre valul acesta migratoriu dinspre imediat Africa de Nord la migranți. Și dinspre Peninsula Arabă și Asia de Sud, unde nu vreau să intru acum în detalii, dar o să discut când o să fie tema. Culmea că tot Turcia este cea foarte vocală în acest subiect. Deci se anunță discuții serioase între statele din blocul estic, să spun, și statele din blocul sudic, privitor la efective ultimele și la buget. Ultimele 25 de minute le avem pe această temă. Așa. Mai este un aspect legat de parteneriate, pentru că, cum știm, NATO are 3 parteneriate, toate disfuncționale. Unul e parteneriatul pentru pace pentru statele din est, și unde Rusia a intervenit și a stricat toate jocurile. Există parteneriatul, acesta inițiativa de cooperare de la Istanbul, care este nefuncțională și era adresată statelor din Peninsula Arabă, Orientul Mijlociu în special, și
este dialogul mediteranean, idee franceză, care la fel este practic nefuncțional. Și există această idee de a se identifica state individual cu care alianța să aibă o relație bilaterală directă, deci nu în cadrul unor grupuri de state, parteneriate și mai departe, și în care să existe o relație biunivocă de interes. Adică alianța oferă training și echipamente, iar statul respectiv ajută în managementul crizelor. Apropo de extinderea NATO, este vorba de asemenea despre Suedia și Finlanda. Sunt două state care până acum au adoptat această poziție de neutralitate din cauza vecinătății rusești și care în ultimul timp au început să-și reconsidere neutralitatea în virtutea acestei atitudini agresive. Mai mult Suedia, Finlanda, cam dat înapoi prin vizita președintului Finlandei la Putin. Da, să trecem la colegul Răzvan Munteanu, care avea o completare, dar vom avea în curând imagini legate de cel de-al patrulea dosar al acestei emisiuni referitor la modul în care încep migranții să se întoarcă înapoi. Dumneavoastră aveți o teză de doctorat care cuprinde problematica Orientului Mijlociu. Vă ascult. Da, să fiu foarte scurt, pentru ca doamna Alba să termine cerere de completare. Nu, mai aveam o singură idee. Privința flancului sudic, un alt aspect pe care NATO îl va lua cu siguranță în discuție va fi situația din Libia, unde după primăvara arabă, schimbarea regimului Gaddafi, nu au reușit să avem o coeziune socială, tribală în Libia. Și la ora actuală avem așa. Avem un guvern la Tripoli, condus de forțe jihadiste, islamiste și miliții paramilitare. Am înțeles că și-a dat demisia guvernul de la Tripoli. Cel puțin asta e informația înainte de a intra în emisiune. Nu schimbă situația actuală. Guvernul e la Tobruk. Și mai avem un guvern la Tobruk, susținut de forțele occidentale și condus de către generalul Khalifa Haftar. Iar între ele... Sunt buni generalii la funcție de execuție. Sunt foarte buni. Dânsul a adus stabilitate în zona respectivă și trebuie să recunoaștem acest lucru. Iar între ele avem statul islamic și alte grupuri jihadiste care au cucerit câteva orașe, printre care Sirtră, dacă nu mă înșel, și acum avansează către câmpurile Petrele și Benghazi. Soluția pe care ONU a adus-o până acum a fost medierea între Tripoli și Tobruk, însă totdeauna a eșuat. Ultimul acord din decembrie 2015 nu a fost semnat, implicit de către generalul Khalifa Haftar. Acordul prevedea un punct 8 care ar fi scăzut foarte mult puterea. Bun, care sunt scenariile pentru Libia? Sunt diverse, de la ruperea țării în trei regiuni până la o intervenție externă, fie sub mandat ONU, fie pe modelul Afganistan, cunosă de către Statele Unite, o intervenție a trupelor NATO în Libia. Deci, ceea ce se întâmplă în Libia rămâne un subiect de interes pentru NATO, implicit privind accesiunea Daesh, grupării Daesh, așa avem pe ecran imediat, domnule Răzvan, și tot dumneavoastră veți continua. Sigur. Imagini din Turcia, unde se pregătește primirea primilor migranți returnați din Europa. Turcia a jucat foarte bine cartea geopolitică pe care a avut-o, pe care a avut-o de mână. Special mă refer așa la guvernul, la regimul cunoscut de către Erdogan. Cândva un model politic pentru lumea musulmană, pentru că bina foarte bine economia de piață cu un stat laic și cu valorile musulmane, Turcia a devenit ceea ce în știința politică se numește regim autoritar competitiv, adică un regim autoritar mascat sub aspecte ale democrației. Avem alegeri libere, dar câștigă cine trebuie. Avem presă teoretic liberă. Unde am mai auzit asta? La cel mai bun dacă prieten... Dacă cine trebuie, nu știu în care ce țară... Da, prietenul domnului Erdogan mai l-a răsărit puțin. Exact. Europa a închis ochii la acest lucru pentru că Turcia a devenit un pivot în asigurarea securității prin gestionarea crizei siriene. Cândva stat de tranzit care a permis cu ușurință acest flux să masiv mai de către Europa a închis ochii și pentru că i-a convenit că în prima fază președintele Erdogan a pus capăt juntei militare. Sigur. Sigur, și acest este lucru. Dar când domnul Erdogan a pus capăt juntei militare, nu era totuși liderul autoritar, actualul sultan, să spunem așa, de acum. Dânsul, beția puterii a schimbat foarte mult. El, să nu uităm că era unul dintre promotorii valorilor laice, valorilor democratice, la începutul primului său mandat de premier. Avea nevoie de voturi. Iar acum vorbește despre anumite tendințe islamiste pe care nu putem să le ignorăm. Dânsul este, de exemplu, siderat că femeile și bărbații merg la piscine comune, piscine de not. Acest lucru nu este un semnal bun venit din partea... Din și faza a doua ar fi să fie oripilat că în aceeași emisiune de televiziune sunt și bărbați și femei. Categoric. Nu m-ar mira că pe viitor să se întâmple acest lucru.
Deci... Domnule Jean Stan Petrescu, cum primiți acest început de returnare a migranților în Turcia? La schimb, pentru că la rândul ei Europa s-a angajat să ia pentru fiecare sirian pe care îl trimite în Turcia un sirian care într-adevăr are nevoie de azil în Europa. Sigur, după îndelungi chibzuințe și mai ales după panica generată de ultimile atentate și mai ales groaza pe care au stârnit-o miile și miile și zecile de mii de imigranți în Europa, născându-se scenarii care mai de care mai panicarde, precum atacul asupra Europei, șoc și groază în Europa, nu mai avem liniște, scad economiile, scad industriile, ce face Europa, ce fac liderii. Iar presa a scris munți de informații în legătură cu faptul că atât în Germania, cât și în Franța, cât și în Anglia, deci vechile țări care compuneau cele 5 centre de putere în Europa nu fac nimic, faptul că frontierele nu sunt asigurate, faptul că o parte dintre state și-au pierdut autonomia, faptul că nu hotărăsc celelalte state. Astfel, pe acest fond al indeciziei au apărut unele manifestări politice de genul Orban în la Budapesta, cu acele declarații nuanțate, dar... Și cu discursul fulminant, dar nu i-a lăsat să spună adevărul. Care loveau tare în această indecizie, de asemenea faptul că Marea Britanie dorește să părăsească Uniunea Europeană, adică ne așteptam la o degradare a situației politice în cadrul europene și cu un final dezastros, cum să spun eu, distrugerea acestei frumoase construcții europene în care au sperat 500 de milioane de oameni. Sigur că ceva s-a pus la cale și mai ales fonduri pentru întărirea frontierelor, deci Frontex-ul plus suma de 6 miliarde dată Turciei pentru a prelua. Dar și aici este o chestiune mi se pare foarte, foarte bine, foarte bine, bine gândită, în sensul că se face o triere a acestor migranți. Vor fi deportați cei care vin din aceste state, cum ar fi Afganistanul, cum ar fi Pakistanul, care n-au nicio treabă cu... au situație în state bine pusă la punct. Și sigur, ideea ca să fie încă o dată verificat și reținut doar aceia care au migrat din considerente de război, din considerente de economice și cărora trebuie să le asigure azil. Aceasta, pe de-o parte... Limita vreo 70 și ceva de mii de sirieni. Sirieni. Ei bine, și chestiunea Greciei, și Grecia la un moment dat și-a sărit din pepen, faptul că nu putea să stopeze această migrație, s-ar fi ajuns la un moment dat la glonț, așa cum a făcut bulgarii, din greșeală. Așa, pentru a stopa acest aflux. Sigur că aceste măsuri, e adevărat, foarte încete, au fost luate și... Acceptați o întrebare incomodă. 500 de mii, da. Care e pe profilul dumneavoastră? Unii spun că acest val, care a depășit 1 milion de pământeni veniți din Orientul Mijlociu, într-adevăr, năpăstuit de conflicte etnice, ar fi fost finanțat de urmașul KGB-ului, FSB-ul, la ordinul Kremlinului. Alții susțin că totuși e o mișcare inteligentă a Mossadului, serviciul secret israelian, care face un pic de loc liber în Siria. Sigur, e o variantă dată în presa locală. Au fost teorii conspiraționiste că este mâna Mossadului. Eu merg pe surse publice. Mâna Mossadului, da, în presă au fost date aceste informații în conivență cu Statele Unite ale Americii. Mai întâi dezmembrarea autorităților statale, vezi Irakul, vezi Libia, vezi Siria. La sirien nu a ieșit pentru că Assad rămâne în continuare în funcție. A întins Federația Rusă o mână acolo, astfel că acesta... Ba chiar a și trimis pe teren forțe. Pentru operațiuni speciale. Da, și a rămas pe loc, probabil că a încurcat problemele și sigur că, din punctul de vedere al riscurilor pentru statul Israel, nu mai există. Un singur ghimpe este foarte puternic și anume Iranul. Faptul că Iranul... Cred că știți că în săptămâna aceasta Iranul a trimis forțe pentru operațiuni speciale în Siria. În Siria. Mai de mult. Faptul că Iranul, sau cu Iranul, Statele Unite au dezghețat un pic relațiile, acceptând controlul nuclear, etc., nu a convenit Israelului sub nicio formă. De aici și consecința că sunt ușoare răceli în discuții între președintele Statelor Unite și primul ministru Netanyahu. Putem renunța la cuvântul ușoare? Eu cred că răceala e mai mare. Ca să nu fim atât de determinați
în cadrul acestor discuții. Sunt poziția unor teleași americani. Ne cântărim foarte greu cuvintele și noi ne cântărim bine cuvintele. Aceste păreri cred că sugerează ceea ce gândurile mele vor să spună. Așadar, sigur, ar fi o asemenea situație și l-a ieșit foarte bine această chestiune. Este posibil ca și acest număr de imigranți să fie totuși rodul unei înțelegeri pentru a slăbi oarecum această închegare economică foarte puternică a Uniunii Europene, pentru a slăbi forța ei, pentru că până la urmă faptul că europenii au scos acest tip de avion care a surclasat... Referiți la Eurofighter? Nu Eurofighter, avion civil de transport. A surclasat producția lui Lockheed Martin Boeing-urile. Ei au contracte de circa 600-700 de aparate pe an, în timp ce concernul francez Airbus, da, 380 și alte modele au comenzi mult mai mari. Și faptul că economia europeană, a Uniunii Europene, a pus în dificultate economia Statelor Unite și nu numai. Și sigur că poate UNRWA nu le-a convenit aceste succese economice, succesul Germaniei, pe de altă parte, care a devenit lider economic în Uniunea Europeană, și atunci, iată, a trimis această, hai să spunem, această mare, totdeauna când mă gândeam la această migrație, la acest val de migrație, mă gândeam la acel produs mnemotehnic al profesorului meu de istorie, ca să nu uităm popoarele migratoare și ordinea lor, să învățăm Gohungea Slav Bulum Pecuta, de la goți și până la tătari, este ordinea, am adăugat aici I, Gohungea Slav Bulum Pecuti, să băgăm și islamul. Așadar, este o variantă pe care dacă o admitem, adică dacă analizăm efectele pe care le-a produs pe spațiul Uniunii Europene, am putea să admitem că lucrurile au stat cam așa. Dar interes pentru a diviza și a slăbi Uniunea Europeană, cel puțin la nivel economic și al coeziunii sale politice, a avut-o și Federația Rusă, pentru că a și declarat-o Putin într-o anumită ocazie, spunând cu emfază, dacă nu cu ironie, zice, ori de câte ori Uniunea Europeană sau europenii întorc spatele Rusiei, vor pierde. De fapt, enunțul corect era așa, ori de câte ori Rusia a întors spatele Uniunii Europene, a pierdut. În al doilea război mondial, dacă nu era Occidentul și nu era Europa, probabil că astăzi la Moscova se vorbea germana. Sau eu știu ce altă limbă. Mulțumesc frumos. Domnule Răzvan, am o întrebare punctuală pentru dumneavoastră. Am văzut printre migranții care acum sunt întorși în Turcia, tinere cu copii, extrem de bine îmbrăcate, în haine noi, clare, cu jucărele pentru copii. O bună stare care m-a șocat și atunci când am văzut valul de refugiați. Au plecat de la mai bine, se duc într-o zonă pe care o vedem că turcii o pregătesc acolo unde au stabilit să-i și poată controla. Ce se întâmplă? Cine finanțează aceste jucării? Aici sunt multe aspecte. Unele dintre, am citit câteva analize, unele dintre aceste femei, să știți că sunt soții care provin din familii bune din statele lor, dar merg către soții aflați în Europa, exilați politic, care au primit azil politic. Sunt soții din Maroc, sunt soții din Tunisia, de pe vremea regimului condus de către Ben Ali. O parte. O parte. Dar restul? O altă parte rămâne de văzut. Care sunt cauzele? Este adevărat, pot fi oameni care sunt manevrați să vină în zona occidentală. Sunt oameni care au o situație financiară foarte bună. Să ne uităm că sunt, în comparație, sunt alte persoane care sunt îmbrăcate sărăcăcios, dar dacă ne uităm la mâna lor, poartă Rolex, bijuterii foarte scumpe. Dumneavoastră aveți Rolex? Nu. Pe care primul le pot... președinte al României, Ion Iliescu, avea Rolex. Exact. Da. Pe care le pot vinde foarte ușor și să fac rost de bani în Europa. Trebuie să recunoaștem că statul islamic operează cu astfel de oameni pe care poate folosi ca și posibil atentator pe teritoriul european. Și aici este o mare problemă, pentru că sunt câteva diferențe operative între statul islamic și Al-Qaeda. Una dintre ele este a celulelor de lucru. Al-Qaeda folosea în principiu celule formate din minim 3 persoane, unde deja erau 3 persoane, una dintre ele era posibil să fie un agent sub acoperire ca să poate să obțină informații sau totodată, din 3 persoane, una cel puțin putea fi vulnerabilă pe care să o poți cumpăra. În orice caz și doi, în România, în ultimii 25 de ani, am folosit sintagma sub acoperire într-o veselie, mai ales în presă. Da. Așa, ca o paralelă întâmplătoare la ce spuneți dumneavoastră. Da, foarte bună paralelă dumneavoastră.
În replică, statul islamic folosește acești lupi singuratici. Oameni care acționează de unul singur, au propriile lor frustrări, au motivațiile lor psihosociale pentru care recurg atentate teroriste și totodată sunt bine instruiți. Este foarte greu să descoperi... Puteam folosi sintagma foarte bine instruiți. Foarte bine instruiți. Este foarte greu să descoperi acești lupi singuratici, mai ales în statele precum Belgia sau precum Franța, unde comunitatea de musulmani este foarte mare. Da? De exemplu, serviciile de inteligență din România își permit ca pe orice suspect care depășește o anumită linie roșie să-l expulzeze din țară. Belgia și Franța nu prea își permit acest lucru. De obicei, dacă au un suspect pe care îl consideră că este terorist, operează în cazul său ca și în cazul unui spion. Îl lasă în libertate ca să vadă care este rețeaua, cu ce persoană intră în contact și așa mai departe. Așa se explică de ce, spre exemplu, la Charlie Hebdo am avut doi atentatori sinucigași care erau cunoscuți și erau în bază de date ca fiind teroriști. Dar ei se aflau în libertate. Pentru că aceste state nu își permit luxul de a expulza precum România, ci de a urmări întreaga rețea de care ei dispun. Și de foarte multe ori scapă de sub control, pentru că este foarte greu să gestionezi, implicit cu bugetele reduse pe care le-au, trebuie să recunoaștem. Ca reversul medalii acestor evenimente, scade încrederea populației în serviciile de inteligență, dar nu știm cu adevărat care este rata de succes. Poate avem un atentat terorist care a reușit la 4-5.000 de cazuri, ceea ce înseamnă o rată de succes enormă acestor servicii de inteligență. Am înțeles. Domnița Alba, mă interesează la modul concret această reîntoarcere de abia începută a migranților care au venit pe căi ilegale în Europa, în Turcia și parte din ei se duc și în țările de unde au venit, Afganistan, Pakistan, ca să dau doar două exemple, va diminua pericolul terorist în Europa? Nu, nu va diminua absolut nimic. Atât atunci timp asistăm cât la o piesă de teatru? Nu, atât timp cât nu există niște măsuri care să taie rutele de migrație. Și eu tot stau și ascult, mă rog, diverse discuții pe, mi se pare așa un fel de batere a apei în piuă. Pentru că rutele de migrație se știu, ele se știe de unde pornesc, care sunt hub-urile, de exemplu, zona maritimă, se știe zona de care vorbea Răzvan, mă rog, Libia. Nu întâmplător acum, trei dintre statele vizate de NATO sunt în jurul Libiei, adică Marocul, Tunisia și mai este Iordania, mă rog, care nu este chiar acolo, dar este în coasta Siriei. Deci state care ar putea să asigure să mai gestioneze crizele respective. Deci asta e o dată. În zona terestră se știe foarte bine rolul Turciei. Da? Rolul mafiei turcești, rolul mafiei albaneze, rolul mafiei ruse. Toate cele trei mafii implicate în transportul acestor migranți ilegal transfrontalieri. Punctul numărul 3. Profilul migrantului. Nu discută nimeni despre profilul migrantului. Păi dacă sunt oameni bogați, aceștia, și care au rude acolo, atunci vor utiliza o cale legală, pentru că au un anumit standard. De obicei, aceste persoane au primit bani din partea acestor rute și acestor recrutori. Sunt oameni, în general, cu un profil educațional scăzut, cu un profil de sănătate cu probleme. Deci aleși special ca să creeze o anumită presiune în statele respective. Da? Și toate aceste chestiuni se știu și nu se acționează pe cauză, se acționează pe efect. De ce? Cine are interesul să facă treaba asta? Cine are interesul? Păi hai să ne uităm. Cine are de câștigat? Hai să ne uităm. Păi cine are de câștigat din șubrezirea Uniunii Europene? Cine are de câștigat pe acest fond au apărut discuțiile legate de ridicarea sancțiunilor către Rusia, de exemplu. Da? Turcia, iată, a pus în discuție problema vizelor către cetățenii turci, nu? Problema integrării în Uniunea Europeană, problemă care ieșise de pe ordinea de zi. A primit 3 miliarde, acum urmează să mai primească încă 3, dintr-o dată. Un regim precum cel al domnului președinte Erdogan, care, iată, bodyguards-ii lui s-au bătut la Washington cu forțele de securitate americane. Corect, dar premierul turc, Davutoğlu, a spus că acești bani nu sunt pentru Turcia, ci pentru cheltuielile necesare întreținerii refugiaților. Absolut corect, absolut corect. Este, de fapt, asta este și modalitatea prin care se rezolvă
problema refugiaților adevărați. Da, prin Dar mai avem o problemă pe ecran, iată o fotografie de la Kremlin. O să spuneți ce legătură are fotografia aceasta cu tema lumea în care trăim. Se apropie 9 mai și pentru că se apropie 9 mai, președintele Federației Ruse Vladimir Putin a adunat la Kremlin pe cei care se ocupă la nivel înalt de modul în care va fi marcată aniversarea victoriei statelor care au înfrânt nazismul în 1945. În acel moment, în rândul acestor state, se număra și România, care a adus o importantă jertfă de sânge prin militarii români care au căzut la datorie, numai că România a fost tratată diferit față de alte state învingătoare și diferența s-a văzut în faptul că a trebuit să trecem de la un regim interbelic marcat de o democrație cu caracteristicile cunoscute la un regim de sorginte sovietică. Am devenit Republică Populară, apoi Republică Socialistă și în decembrie 89, cu sprijin adecvat exterior, s-a făcut schimbarea la față a țării. Această grijă a președintelui Vladimir Putin pentru sărbătoria cu fast a zilei de 9 mai, domnule general, cum o traduceți, cum o interpretați din perspectivă imagologică? Este în tradiția acestui mare popor slav, militarizat de când a devenit un stat foarte puternic, prin demonstrațiile acestea de forță, prin aceste demonstrații armate, cu toate steagurile, cu toate flamurile pe care le-au câștigat în război cu prețul unor sacrificii, pentru că și Rusia sovietică a pierdut în jur de 20 de milioane de pământeni. Sigur că da. România, fiind și ea prinsă în acest concert, sigur că a pierdut, deși este atacată pe toate părțile de către forțe oculte și străine acestui neam, că acel conducător al statului român în persoana generalului Antonescu, când a ordonat armate să treacă Prutul, a făcut-o din cauza unor idei de agresiune și că ar fi fost împins de spirit, nu știu de care, legionar, fascist, etc. Nu, documentele vorbesc clar că trecerea armatei române peste Prut a avut un singur scop, de a recupera teritoriile furate de ruși. Teritorii pe care rușii le-au invadat de vreo 12 ori, de la 1753 și până la ultima invazie, de la 23 august 1944, care a fost ucigătoare, distrugătoare, atât pentru acest popor, atât pentru averea lui și pentru moral. Invazie din care suferim și astăzi. Sigur că da, istoria o scriu cei care înving, dar este interesant și totuși parcă ne ajută, ne dă o gură de oxigen în a aprecia just, pun în ghilimele, agresiunea noastră când am trecut Prutul, faptul că armatele sovietice s-au purtat cu acest popor cu o brutalitate și cu au săvârșit crime aproape de necrezut, dacă luăm masacrul de la Fântâna Albă, dacă luăm masacrul din 1932 asupra românilor care au trecut din Transnistria spre ținuturile românești basarabene, când au fost mitraliați copii, femei și bătrâni și a fost ascuns atâția și atâția ani. Sigur că propaganda care a fost foarte bine dirijată de la Moscova și de agenții ei cominterniști instalați în teritoriul național și ai căror urmași și astăzi fac aceeași propagandă, nu ne-au scos din agresor, nu ne-au scos din fasciști, nu ne-au scos din cei mai mari criminali, când lucrurile de fapt au stat tocmai invers. A urmat teroarea după aceea. Eroi de noștri care au luptat și au sfârșit în închisorile comuniste. Cei care au venit din conflictul dinspre vest sau din războiul dinspre vest până Munții Tatra au luptat pentru o credință și o cauză, au intrat direct în pușcării. Martiri care au murit în toate aceste pușcării. Iată acest popor eliberator. Propaganda ni l-a prezentat în fascinante tablouri imense, cât un bloc ce civilizație ne-a dus Ios Visarionovici Stalin și cu generalii lui, când a întrerupt cursul democratic a unei dintre cele mai frumoase și puternice țări, aici de la porțile Balcanilor.
București pentru Balcani era ceea ce este Viena pentru noi astăzi. Veneau studenți din Grecia, veneau din Albania, veneau din Serbia, deci din toți Balcanii, făcând studiile la București. Leul românesc era valută până în Edinburgh. Era echivalent cu puterea dolarului. Deci era o economie foarte puternică care funcționa, o economie care a susținut operațiuni atât în est cât și în vest. Iar întoarcerea unui front, că nu se face întoarcerea unui front cum face întoarcerea unei companii, dacă nu era pregătită din vreme, cu acceptul acelui conducător care a fost practic asasinat și a ordonat să treacă armata Prutu, a acceptat ca statul major român să gândească această întoarcere, sigur, după ce s-au pus la punct lucrurile, pentru ca să deschidă operațiile contra Germaniei și astfel să continuăm cu ocuparea Budapestei până în Tatra. Această propagandă ne-a pus într-o poziție... Cu eliberarea Budapestei, sigur că da. Este a doua oară când trupele românești au intrat în Budapesta și, de fapt, n-au intrat ca niște trupe agresoare sau ca să producă asemenea crime, asemenea enormități, asemenea tragedii, ci dimpotrivă înfometații budapestani, că și au fost încercuiți și armata și toți civilii, au fost hrăniți de către armata română prin bucătărie de campanie, au dat ajutoare, medicamente, servicii logistice, etc. Nu au fost așa cum spun lucrurile. Prin urmare, această dramă trebuie să povestită, trebuie spusă oamenii. Pe mine mă doare ca român, ca militar în primul rând, dacă după primul război mondial în fiecare sătuc exista o statuie închinată eroilor neamului și am istoria primul război mondial în vreo 12 volume care urma să fie arsă de către actualele servicii române de informații, le-am scos de la ars, nu știu din ce cauză. După cel de-al doilea război mondial, încă autoritățile TAC, încă cei care sunt la Ministerul Culturii să pună în evidență și în opere toate aceste sacrificii umane, toate aceste drame, toți acești martiri care stau în acte și astăzi neaduși în față pentru a arăta poporului de fapt o altă realitate, pentru că propaganda a fost atât de bine dirijată încât românii se urau sau urau. Dar vreau românii să vă dau și câteva vești bune și să vă fac o propunere și apoi o să trecem la concluzie, pentru că intrăm în ultimele 4 minute ale emisiunii noastre. Vestea bună este că la Muzeul Militar al Armatei Naționale Republicii Moldova, din ordinul ministrului Anatol Șalaru, a fost inaugurat o expoziție permanentă care arată ororile regimului sovietic în teritoriul Basarabian. Am mai spus într-o emisiune anterioară, din la cim care îmi scapă imaginele de acolo, nu au fost proiectate în emisiune, se mai întâmplă, se mai pierd pe drum, că așa este, trăim într-o democrație în curs de consolidare, dar acolo m-a șocat când am citit pe pereți întregi rapoarte ale NKVD-ului cu familii de basarabeni care își omorau copiii ca să se hrănească cu trupurile lor și să treacă în anii 46-47 nenorocita foamete, o foamete pe care Stalin a generat-o și în Ucraina. Vestea bună este că pe 27 martie 2016 în Chișinău am auzit vorbindu-se numai în limba română, cântându-se cântecele Unirii și cu o veritabilă bucurie românii agiteau steagurile tricolore. Acolo se simte că unirea vine, dar în București se doarme bine la ambele palate. Câte un minut de fiecare invitat, lumea în care trăim din perspectiva analistului Răzvan Munteanu. Da, principala provocare care vine odată cu acest val masiv al migranților, pentru noi ca și occidental, ar fi teama de islam și denigrarea oricărui musulman ca fiind terorist, ceea ce până la urmă este o foarte mare greșeală și nu mai este nevoie să spunem că este în contradictorie cu valorile europene care ne-au adus pe toți la oaltă. Nu orice musulman este terorist, cum și orice terorist este musulman. Avem nevoie de o consolidare a culturii de securitate și de a înțelege acestor lucruri pentru a păstra coeziunea socială la nivel european, nu numai la nivel național. Tocmai de aceea mă aștept că acest scandal izbunit recent, Panama Papers, să aducă în evidență, așa cum a spus și doamna Alba Popescu, legăturile dintre state sponsor sau actori sponsor și grupările jihadiste ce acționează la nivel regional sau la nivel global. Să nu uităm că la noi în țară se vorbește despre construcția unei mari moschei cu sprijinul populației turce, a guvernului turc. Trebuie să înțelegem că aspectele sunt pozitive, dar numai în măsura în care statul român înțelege acest lucru și joacă, din punct de vedere strategic, această construcție a moscheii. Mulțumesc frumos! Minutul doamnei Alba Popescu. Eu am să mă refer un pic la pericolul nuclear, care
sigur va fi de asemenea pe agenda summitului NATO de la Varșovia și de asemenea despre necesitatea legiferării, deținerii și utilizării dronelor. Pentru că pe fondul acesta de migrație și pe fondul discuțiilor care au fost și care tot apar, nu? Legat de capacitatea acestor organizații teroriste de a pune mâna pe bombe murdare, pe arme chimice, pe arme biologice, dacă nu este legiferată această legiferare, ne putem trezi cu lucruri foarte grave. Iar apropo de moschee, eu mă situez în tabăra cealaltă, nu văd la ora actuală rostul unei construcții megalomanice de acest gen în România, indiferent de orice fel de argumente ar fi. Eu văd că mai sunt 5 de secunde pentru concluzia domnului Jean Stan Petrescu. În legătură cu moschee? În legătură cu lumea în care trăim. Da, lumea în care trăim este o lume extrem de dinamică. Sigur că lumea nu poate să fie statică, este în schimbare. Sunt atâtea motive care mă face să cred că este într-un dinamism extraordinar. Chestiunea este una singură. Lumea să nu cadă în genunchea unui război nuclear și mai ales să nu cadă armament nuclear în mâinile acestor fanatici, acestor migranți, pentru că dacă o bombă nucleară artizanală sau o armă nucleară a săracului, cum se spune în limbajul acesta terorist, ar fi sub turnul Londrei sau undeva pusă pe Sena, vă dați seama că liderii n-ar ști să ia nicio decizie și ei ar scrie dacă nu eliberați toți islamiștii din pușcăriu această bombă. Prin urmare, ar trebui... Bombă va exploda. Va exploda. Prin urmare, trebuie neapărat să se creeze sisteme de forță publică la nivel european, directive europene extrem de bine puse la punct, să se întărească frontierele și să se creeze o altă filozofie și o altă politică privind reprimarea traseelor acestea migraționiste către Europa și cei care nu au demnitatea de a cere azil să fie retrimiși în locul de unde au plecat. Asupra moscheei, sigur că nu sunt de acord cu, pe un spațiu creștin de 2 milenii, să se construiască o asemenea moschee, mai ales că în Angola, liderul angolez a dat ordin să se dărâme toate moscheile, pentru că sunt în contradicție cu creștinitatea, sunt vreo 90% majoritare acolo. Sigur, aici se hotărească șeful cultului islamic la noi, care este doar muftiul acela pe care îl știm de atâtea secole și care, și care s-a înscris, s-a armonizat perfect. La funcție, muftiul actual fiind tânăr. Tânăr, dar orientarea lui, în primul rând, și el este în contra terorismului islamic. Prin urmare, nu. Să se facă o moschee în raport de numărul de credincioși. Există în Dobrogea. Le-a făcut cadou Carol. 1910. Foarte frumoasă și sigur că da, încheie. Mă gândeam ascultându-vă dacă am greșit sau nu, că n-am adus turban în emisiune, că am acordat cam mare atenție moscheei. Mulțumesc conaționalilor Stan Petrescu, Alba Popescu și Răzvan Munteanu pentru prezența la emisiunea Valorii Euroatlantice și am să încheie emisiunea cu o confesiune. Când batalioanele românești au acționat în Afganistan și în Irak, unde am fost și am fost onorat să văd pe militarii noștri la activitate, bisericile ortodoxe române care au fost ridicate pe pământ musulman au fost desfăcute la plecarea batalionelor românești în patrie. Motivul era simplu. Ortodoxii respectau pământul musulman. Am onoarea să vă salut!